astăzi să venim în fața dumneavoastră cu un eveniment, zic eu, deosebit pentru Constanța și pentru Dobrogea, și anume lansarea proiectului Smart USA. Lucrul cel mai important pentru un oraș cum este Constanța, un oraș internațional și pentru țară, este să ne adresăm piețelor mari. Din punctul acesta de vedere, Uniunea Europeană și mai ales Statele Unite reprezintă două piețe mari. Din momentul în care noi am intrat în Uniunea Europeană, avem acces la o piață care consumă 24% din tot ce se produce la nivel global. Piața Statelor Unite consumă 26% din tot ceea ce se produce la nivel global. Deci iată că din momentul în care noi am schimbat regimul din 1989, avem acces la o piață care consumă jumătate din tot ceea ce se produce worldwide. România trebuie să-și regăsească încrederea în ea. Antreprenorii români trebuie să-și regăsească încrederea în ei și de data aceasta mă bucur că platforma vine cu un pachet de parteneriat, cu o consultanță, cu lucruri facile, intuitive, ușor de aplicat. Mă bucur că astăzi la Constanța am văzut sala plină, că am văzut foarte mulți tineri, ceea ce mi-arată că potențialul orașului nostru este cel pe care Banca Mondială ni l-a confirmat. Încercăm în baza protocolului pe care Camera de Comerț și Industria României l-are cu Ministerul să ne folosim de întreaga rețea atașaților economici ai României din străinătate. Avem cursuri gratuite pentru ei prin intermediul partenerilor de implementare, cursuri de business, școală de business, deci discutăm de un suport uriaș. Și avem în cadrul proiectului inclusiv prima platformă de video banking, cea care îți oferă posibilitatea de a accesa un credit fără a te mai duce la bancă. Și pe lângă asta sunt mai multe produse, conturi curente Smart Start USA pentru cei care lucrează cu Statele Unite. De aceea mă refer că este un ecosistem. Schimbăm toată paradigma, nu mai urmează tu ca și antreprenor sau companie să te duci să bați la ușa băncilor. Încercăm să ajutăm tot capitalul românesc, avem o sumă mare, deci ne permitem să ajutăm cât mai multe companii. Este inclusiv un program de scale-up pentru companiile care au câștigat Startup Nation în 2017, ca să fie foarte clar. Nu concurăm cu Startup Nation, suntem următoarea etapă a companiilor care doresc să exporte și să se internaționalizeze. Îmi doresc să văd multinaționale românești.